E mai important ce lași în urmă decât ce trimiți înapoi. Mami a venit iarna trecută și părinții mei sunt divorțați. Să vină aici. Mami a plecat de la 7 luni și tati după o lună, de când a plecat mama. Statul român nu este capabil să-i țină acasă pe părinți, nici de copii nu știm să avem grijă. Cei peste 200.000 de copii ai căror părinți au luat drumul străinătății au o soartă incertă. Pentru statul român au fost doar cifre. De câțiva ani, la inițiativa ONG-urilor, a fost introdusă și o lege care să-i protejeze. Salvați Copiii România a militat pentru o legislație clară, care a fost așternută pe hârtie. Însă de aici până la punerea ei în practică e cale lungă. Concret, părinții care vor să plece peste hotare la muncă trebuie să notifice primăria din localitatea de domiciliu cu minim 40 de zile înaintea plecării și să desemneze o persoană în grija căreia să rămână copiii. De la Serviciul de Asistență Socială, părintele va primi îndrumare pentru întocmirea unui dosar. Cererea, adresa de la SPAS și ancheta socială vor merge apoi la judecătoria de domiciliu, unde dosarul va fi analizat, va fi consultată persoana desemnată și ulterior se va pronunța hotărârea. Aceasta va ajunge la părinte, primărie și persoana desemnată. În practică, lucrurile nu stau deloc așa. Am realizat o analiză a acestor tipuri de cereri și am constatat cu surprindere că numărul lor este destul de redus. Adică, cu titlu de exemplu, în ultimii 3 ani au fost doar 194 de cereri adresate instanțelor, la un volum de activitate ale instanțelor de peste 50.000 de dosare anual. E evidentă discrepanța între amploarea reală a fenomenului și numărul cererilor adresate instanțelor. Părinții omit sau se tem să anunțe autoritățile. Asistenții sociali, la rândul lor, omit să monitorizeze situațiile, iar copiii rămân în grija unor rude sau la vecini. Din analizele făcute într-un singur județ, de exemplu, în 80% din primării, legea era total necunoscută, iar asistenții sociali nu știau cum și în ce situații se aplică. Lipsa de informare a părinților care urmează să plece la muncă în străinătate și care își lasă copiii acasă, probabil și că o implicare slabă a autorităților. Nu știau nici măcar că există o legislație și chiar dacă unii dintre ei o cunosc, nu aplică și nici nu încurajează părinții să respecte legea, pentru că delegarea autorității părintești este o formă de protecție foarte serios reglementată. Este și explicația logică pentru statisticile care se bat cap în cap. Una declară părinții, alta anunță spasurile și altele sunt datele reale. Dacă luăm exemplul județului Giurgiu, la DGASPC cu greu ajung datele din teren. În acest județ sunt raportați în prezent 631 de copii cu părinți plecați peste hotare, dar numărul lor real este mult mai mare. Din păcate, unii sunt depistați târziu, în condiții dificile și ajung să fie duși în centre de plasament pentru că situația lor este incertă. Primăriile se întâmplă să nu răspundă la solicitările noastre scrise, verbale, telefonice sau să ne transmită că au zero copii cu părinții plecați în străinătate, ceea ce este dificil de crezut. Argeșul are pe hârtie 2604 copii cu părinți în străinătate și aici activează o filială a Salvați Copiii România, care depistează cele mai multe dintre cazuri și care vine cu un sprijin real pentru acești copii. Rămâne însă aceeași problemă. Legea se aplică cu greu și mulți copii rămân în afara statisticilor. Conform legii, trebuie să anunțe cu 40 de zile înainte de plecarea din țară. Nu se întâmplă acest lucru, noi îi depistăm și noi. Și atunci începem noi să-i ajutăm, să le întocmim dosarele, să-i trimitem la direcția de asistență socială. Niciodată nu bat situațiile, să iei situația pe care o primește inspectoratul școlar și cu ce transmit comunele. Ori la comune a fost foarte greu, acum într-adevăr am văzut din situație că au început să transmită toate comunele, dar nu transmit niciodată situația exactă. Bineînțeles că nici părinții nu anunță când pleacă. De ce fac ONG-urile treaba angajaților statului? Există vreo justificare pentru lipsa de reacție a serviciilor de asistență socială acolo unde acestea nu folosesc instrumentele legale pentru a proteja acești copii? Sunt întrebări fără răspuns într-o țară care pierde generație după generație.